În urma depunerii unei scrisori de intenție din partea a sute de instituții liceale din țară, care doresc îmbunătățirea unor parametri educaționali, s-au obținut granturi de dimensiuni diferite, în funcție de populația școlară angrenată în proiect. Conform datelor furnizate de directorul Liceului Teologic Ortodox Episcop Melchisedec Ștefănescu Roman, grantul atribuit instituției vocaționale din municipiul Roman este de 70.000 de euro, bani ce urmează a fi virați în conturile unității în următorii 4 ani școlari. Proiectul pentru învățământul secundar vizează îmbunătățirea performanțelor la examenul maturității, la examenul de bacalaureat, și toate liceile din oraș care și-au dorit să își îmbunătățească acest parametru au aplicat și au primit granturi în funcție de populația școlară. Noi am primit un grant de mici dimensiuni pentru implementarea căruia, pentru absorpția căruia vor fi proceduri sinuoase și va fi destul de multă energie investită, dar în principiu ne dorim să ducem la bun sfârșit acțiunile remediale care să le ofere elevilor care au dificultăți în învățare de felurite facturi, să le facilităm posibilitatea de a învăța mai ușor conținuturile distribuite de profesorilor și totodată să amenajăm câteva spații ca habitat educațional modern în măsură să stimuleze performanța. Am văzut, părinte director, că acolo este vorba și de o cofinanțare. Ați primit asigurări că vă ajută cineva la cofinanțare, arhiepiscopia sau primăria? Cine vă ajută? Că mi s-a părut semnificativă și cofinanțarea. Dacă îmi permiteți, vreau să mulțumesc partenerilor educaționale ai școlii care ne-au ajutat până acum. Nu vreau să, nici nu e creștinește să faci un secret din faptul că oamenii bine te-au ajutat. Și aș vrea să remarc faptul că sunt mulți antreprenori de pe plan local din Roman care s-au implicat în desfășurarea proiectelor pe care le-am derulat până acum. Pe baza, raportându-mă la această experiență prealabilă a colaborării cu diferiți agenții economici care ne-au ajutat în suplinirea mai multor lipsuri de ordin material, îmi permit să sper că amenajarea acestor laboratoare va constitui și meritul unor oameni de bine care să ne ajute prin sponsorizări. Proiectul ROSE este implementat la Roma de o echipă de profesori ai liceului și vizează trei direcții în funcție de oportunitățile prevăzute în ghidul de finanțare. Prima direcție se referă la activități de remediere la disciplinele cu probe scrise, susținute de elevi la examenul de bacalaureat, ținându-se cont de oscilațiile nivelului de promovabilitate înregistrate în ultimii 10 ani la acest examen al maturității. Un al doilea obiectiv se referă la amenajarea a 4 laboratoare în școală în vederea îmbunătățirii condițiilor de dotare a liceului. Cheltuielile, conform ghidului de finanțare, nu pot depăși la acest capitol o cincime din grant, urmând ca școala beneficiară să caute și sponsorizări necesare cofinanțării. Cel de-al treilea obiectiv al proiectului se referă la realizarea unor activități educative non-formale, de tipul excursii tematice, de exemplu. Acordul de grant a fost semnat la începutul lunii trecute, iar în primul trimestru de implementare, conform calendarului de desfășurare al proiectului, se va trece la amenajarea unui laborator de geografie, care va purta numele ilustrului intelectual Simeon Mehedinți, absolvent al seminarului Sfântul Gheorghe din Roman, după vechea denumire a liceului. Proiectul este sprijinit de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, în al preasfinția sa Ioachim, dând colectivului didactic al școlii binecuvântarea arhierească.